Noi, Complexul Muzeal de Științele Naturii, suntem o instituție subordonată Consiliului Județean și vreau să propun să facem o școală de iarnă. Nu o școală de vară, ci și nu o școală după școală, un alt fel de școală, un loc al vacanței copiilor, o vacanță plăcută, să-și o petreacă între animale, printre delfini, printre stele, printre animale de la microrezervație. Și am de gând să propun conducerii Consiliului Județean ca între 15 decembrie și 15 ianuarie, pentru copilași, pentru copilași și pentru elevi și pentru studenți, intrarea să fie gratuită. Aceștia vor putea veni, părinții vor ști de ei că sunt pe mâini bune, aici au unde să, ce să vadă, au ce să învețe. Vom avea sesiuni explicative suplimentare la delfini, inclusiv cu niște ateliere prin care vom demonstra și prezenta modalitatea prin care se realizează comportamente noi, practic dresajul lor. La proiecții 3D vom avea filme rulate, gratuit, bineînțeles. La planetariu, bineînțeles, planetele toate în cel digital și în cel analogic, cu toate frumusețea lor și toate detaliile pe care tinerii cu siguranță vor avea de ce să întrebe, de ce să le afle. Pe microrezervație, vine iarna, o să avem niște ateliere de lucru cu animalele de sălbatice și domestice, animalele libere, de exemplu cele care sunt endemice faunei dobrogene. De ce? Fiindcă avem o responsabilitate față de ele și aș vrea să-l transmitem copiilor. Acest fel de educație îl numesc edutainment, este o educație plăcută și, remember, țineți minte, între 15 decembrie și 15 ianuarie vrem să facem un alt fel de școală de iarnă, frumoasă, plăcută, pentru tot județul Constanței. Mulțumesc!